să mă închin și cu inima mea înaintea ta vin. Când mă rog, mă ascunzi, de păcate mă ierți, numai tu mă înțelegi, credincios îmi răspunzi. Ia sub aripa ta de furtun mă ascunzi, mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea, prin har să trăiesc, nici nu pot să exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea căci tu ești cel mai minunat. Cel mai minunat. Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea ta vin. Când mă rog, mă ascunzi, de păcate mă ierți, numai tu mă înțelegi, credincios îmi răspunzi. Ia sub aripa ta de furtun mă ascunzi, mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea, prin har să trăiesc, nici nu pot să exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Căci tu ești cel mai minunat. Dumnezeu, pentru că El este aici, frați și surori, haideți să continuăm să lăudăm pe Dumnezeul nostru cu următoarea cântare care spune așa de frumos: Cuvântul tău este o candelă pentru mine. În seara aceasta, dacă de multe ori umblăm singuri și nu știm în ce cotro să mergem, avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem Duhul Său cel Sfânt care ne ajută, care ne arată. Haideți în continuare să cântăm, să lăudăm pe Dumnezeul nostru această frumoasă cântare și lumina lui Dumnezeu. Cu adevărat, să ne arată cărările noastre, să ne luminează, să ne binecuvintează. Doamne, lucrează printre noi. Vreți ca Dumnezeu să lucreze în seara aceasta? Vreți ca Dumnezeu să reverse din harul Său peste orice făptură, mai ales peste tinerii? Haideți să lăudăm pe Domnul cu această cântare.
lui Dumnezeu. Amin. Frați și surori, Dumnezeul nostru este vrednic de laudă, este vrednic de cinste. Și așa cum stăm, doi tineri se vor ruga. Primul este Priscila Mihai, apoi fratele John Iacob. Ne vor conduce în timpul care ne stă în față și ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, cum am zis. Suntem aici nu degeaba, ci avem un Dumnezeu care este viu. Dumnezeu a spus la început. El este Creatorul, Dumnezeul nostru care ne iubește, frați și surori. El este vrednic de laudă. El este așa de vrednic încât nici nu ne dăm seama de multe ori. Așa cum stăm, să ne plecăm capetele și ochii și acești doi tineri să înalțe rugăciuni. Tată, care ești în ceruri, îți venim înaintea ta în seara aceasta, Doamne, și mă rog, fiecare tinere, Doamne, Tată, mă rog, lasă-ți Duhul Tău, Doamne, să umple inimile noastre, o, Doamne, lasă-ți Duhul Tău, o, Doamne, Tată, să se vadă prin noi, o, Doamne, Tată, să cântăm pentru slava Ta, Doamne, Tată, cuvântul Tău, o, Doamne, să umple inimile noastre, o, Doamne, mă rog, fii cu noi toți, o, Doamne, Tată, sprijinește-ne, o, Doamne, Tată, putem, Doamne, să sunt toată gloria, toată slavă și toată cinstea Ție, Doamne, că Tu meriți, Doamne. Mă rog, Doamne, Tată, lasă-ți Duhul Tău să umple, Doamne, Tată, pe fiecare dintre noi aici, Doamne, Tată, să simțim, Doamne, că Tu ești aici, Doamne. Tu ești prezent, Doamne, Tu ești în mijlocul nostru, Doamne. Și vrem să stăm toți Ție, Doamne, Tată, tot ce avem pe acest pământ, Doamne. Mă rog, fii cu noi în continuare, Doamne, ajută-ne, Doamne, să putem să stăm toți Ție, Doamne, Tată. Fii cu noi, Doamne, veșe veci, amin. Doamne, Tată Sfânt, care locuiești în cerul, ești sfânt de nenumărate ori. Înainte Ta venim în seara aceasta, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că avem acest har și acest privilegiu ca să venim în casa Ta, Doamne, să ne rugăm și să ne închinăm doar Ție, că Tu meriți toată lauda și închinarea. Doamne Dumnezeule, umple-ne, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Nu ne lăsa, Doamne, ca să merem acasă singuri, dar să merem acasă cu Tine, Doamne, fiecare în partea lor, Doamne. Doamne, binecuvântează tinerii în casa aceasta, Doamne, și toți cei care sunt mai puțin tineri, Doamne. Vorbește-ne, Doamne, prin Cel care va duce Evanghelia în seara aceasta, Doamne, și cei care va cânta, Doamne, binecuvântează-i, Doamne, și umple, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt, că avem nevoie de Tine, Doamne. Doamne, avem nevoie de Tine, căci vedem, Doamne, căci timpul e la sfârșit, mai zilele sunt scurte, Doamne, și suntem într-o criză, Doamne, dar Te rog, Dumnezeul meu, Dumnezeul nostru, scoală-ne, Doamne, din stare pe care suntem și scoală-ne, Te rog, Doamne, cu un fior și un foc să avem plin de iubire spre Tine, Doamne. Laudat să fie numele Tău în veci. Amin și amin. Amin. Putem să ocupăm locurile. Frați și surori, dragi prieteni și oaspeți, bine ați venit în casa lui Dumnezeu. Și cum am zis, vrem în această seară să ne bucurăm în părtășie, în Duhul Sfânt și prin acestea lucruri să fie o închinare plăcută lui Dumnezeu. Prin prezența noastră să binecuvântăm pe Dumnezeu, să îi facem plăceri prin atitudinile noastre, prin prezența, prin tot ce facem aici, pentru că El este vrednic de laudă. În anul acesta, cu tinerii, ne-am propus și ca și temă, este din Psalmul 119, versetul 11, partea întâia, care spune, strâng cuvântul tău în inima mea. Acesta este motto pe care ni l-am propus, pe care cred că Dumnezeu ni l-a propus, pentru că în timpurile din ziua de azi, un lucru pe care, dacă stăm și suntem foarte serioși, realizăm că cuvântul lui Dumnezeu este un lucru care este ignorat de multe ori. Ce interesant este că avem aceste Biblii și poate avem nenumărate versiuni, nu este așa? Câte vrei. Avem toate traducerile, absolut toate. Poate avem 10, 12, 15 Biblii acasă. Și ce rost dacă nu le citim? Ce rost dacă nu mă acumulează praf? Oare pentru ce? Cu cine aduce mântuire sau folos sau învățătură dacă nu le citim? Și acesta este un lucru pe care aș vrea nu numai să motivez și tinerii, ci întreaga biserică,
să putem să ne privim și să avem acest focus pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu dă viață. De fapt, dacă citim în Osia 4:6, spune, poporul meu pere din lipsa cunoștinței. Cuvântul lui Dumnezeu are valoare în ochii tăi. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu este viață, frați și surori. Și această viață, de multe ori, nu vrem, poate. Dorim, normal că dorim. Dar însă nu vrem sacrificiu să citim. Doamne, ajută-ne pe toți. Doamne, ajută tinerii, copiii, părinții și cei în vârstă, de la cel mai mic până la cel mai mare, că acest cuvânt al lui Dumnezeu este viață pentru noi. Dumnezeu să ne ajute la acesta, să putem să luăm din viața aceasta, să facem un plac, un lucru pe care îl dorim. I-a spus de multe ori și la tineri, nu este doar îndeajuns să citim pentru că, hai, avem 2-3 versete în ziua de azi, să citim și destul, ci să fie un lucru pe care să ne pasioneze. Să facem cu drag acesta, fiindcă este mult mai ușor să faci cu drag decât silit. În continuare, invit tinerii să laude pe Domnul cu prima cântare din seara aceasta, după care a familia Bădiță cu o cântare, apoi invit pe Denisia Cojucărescu să cânte după acesta și să ne pregătim inimile, frați și surori. Știu că stăm în bănci acolo, dar acolo unde stați, rugați-vă, acolo unde stați, cereți ca Duhul Său cel Sfânt să atingă biserica, ca inimile fiecărui om să fie primitor la cuvânt, la cântare, dar mai important, să-i dăm slava lui Dumnezeu care e cuvenită. Pentru că, cum am zis, la început Dumnezeu, El merită, El era de la început, totul este pentru El. Amin? Haideți să lăudăm pe Domnul în continuare.
N-am cuvinte, Doamne, unde ajuns să-ți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Să-ți mulțumesc pentru harul tău ce-n viața mea l-ai arătat. Să-ți mulțumesc pentru harul tău ce-n viața mea. Aș fi fost o floare ofilită, aș fi fost un praf purtat de vânt. Aș fi fost o floare ofilită, aș fi fost un praf purtat de vânt. Ce-aș putea să-ți dăruiesc, o, Doamne, când cerul și pământul este al Tău? Ce-aș putea să-ți dăruiesc, o, Doamne, doar inima din pieptul meu? Mi-ai dat un dar minunat și vreau să știi că te iubesc. Îți mulțumesc, te preamăresc și vreau să știi că te iubesc. Îți mulțumesc, te preamăresc și vreau să știi că te iubesc.
Fie Domnul. Amin. Domnul este bun. În continuare avem un grup de băieți care doresc să laude pe Domnul și ei, după care orchestra va cânta prima cântare, apoi sora Ligia. Domnul să o binecuvânteze și pe ea și pe toți. Să laudăm pe Domnul în continuare.
Yeah.
de mic, atât de mic pe când încerc în raze să-mi ridic o lacrimă, un umăr de privire peste așa pustire. Psalmul 119, versetul 127, este un lucru așa de frumos, care spune: eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul. Am auzit cântări, ascultăm cântări, ascultăm cuvântul, dar trebuie să ne întrebăm ce valoare are cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, pentru mine și pentru tine. Drag frate, drag soră, ce valoare punem noi pe Dumnezeul nostru în care ne încredem și spunem că este un Dumnezeu mare, este un Dumnezeu atotputernic, care a lăsat cuvântul Său, ce valoare punem noi? Să ne cercetăm în seara aceasta și să lăsăm Duhul Său cel Sfânt să ne cerceteze în continuare. Ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, cum am zis, are posibilitatea să ne dă viață. Poate unii am alunecat, am scăpat din puterea în credință pe care poate am avut-o odinioară, dar însă Dumnezeu și prin puterea Sa vrea să ne ducă
la punctul în care El ne vrea, să fim sfinți. Vă gândiți, frați și surori, că Dumnezeu ne-a dat acest titlu frumos, sfânt, fiecare din noi? Oare meritam noi să fim sfinți? Nici de cum. Dar însă, prin credință în Iisus Hristos, avem acest frumos titlu, sfânt. Haideți, frați și surori, să ne gândim la aceste lucruri. Dumnezeu este așa vrednic de lauda noastră. Merită așa de mult. Și de multe ori, cum am zis, poate uităm, poate suntem prea busy, ocupați cu anumite lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu are așa o mare valoare și în ziua de azi, în toate media și în toate informația în care se găsește, se pierde. Ce păcat cuvântul care ne dă viața acum se pierde. Și uităm de El. Suntem prea ocupați cu alte lucruri. În continuare, a fost doar un gând, în continuare, invit pe fratele Marius să, cu grup să cânte. După acesta, orchestra va cânta a doua cântare și apoi fratele Traian, David, va cânta cântare pentru lauda lui Dumnezeu. Dar acesta este gândul pe care aș vrea să ne gândim. În fiecare moment când venim în casa lui Dumnezeu, e bine că venim în casa lui Dumnezeu, dar însă e și mai bine să ne gândim, Doamne, am venit în casa Ta, ce vrei să-mi vorbești în seara aceasta? Ce vrei să schimbi Tu în viața mea în seara aceasta? Dumnezeu vrea să ne vorbească, vrea să ne schimbe, dar trebuie și noi să vrem aceste lucruri, nu doar să fim pasivi. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin? Amen. Perfect.
ce ai dovedit. Dar ce voi spune când pe nori tu vei veni în slavă învelit. Am fost un laș și am fugit. Mereu mai bine cuvântat și totuși doar la mine m-am gândit și te-am uitat și m-am ferit. Dar ce voi spune când pe nori tu vei veni în slavă învelit? Am fost un laș și am fugit. Aș vrea să-mi spui când vei veni că am făcut ce-a trebuie să fac. O, Doamne, vreau să-ți fiu pe plac. Aș vrea să-mi spui când vei veni că am făcut ce-a trebuit să fac. O, Doamne, vreau să-ți fiu pe
Dragi frați și surori, fiecare dintre noi ne cunoaște în viața cu plusurile și cu minusurile ei. Eu îmi cunosc neajunsurile mele, trecutul meu, dumneavoastră vi-l cunoașteți fiecare pe al dumneavoastră. Cu toate acestea, într-o zi, Dumnezeu ne-a întâlnit pe fiecare dintre noi și ne-a spus: la cruce ai loc și tu. La cruce ai loc și tu, și tu, și tu, și tu. Ne-a spus lucrul acesta la fiecare și fiecare dintre noi l-am întâlnit într-o zi pe Dumnezeu. Și odată cu trecerea timpului, Dumnezeu ne cheamă ca lucrul acesta să fim în stare să le spunem la fiecare om de lângă noi. Să mă întorc spre cel căzut, să-i spun din toată inima: la cruce ai loc și tu. Să mă întorc din toată inima spre cel care e diferit de mine, spre cel care crede diferit de mine și să-i spun: la cruce ai loc și tu. Să pot din toată inima să-i spun unui om care are alte gusturi decât, care are alte gusturi, poate se îmbracă diferit de mine, poate e așa de diferit de mine și totuși să-i spun: la cruce ai loc și tu. Aș vrea să cântăm această cântare împreună, dacă reușim, la refren: la cruce ai loc și tu, la cruce ai loc și tu. Milioane au, mulțimi le-au găsit și tu ești primit, lângă cruce ai loc și tu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. De păcate să fiu mântuit, prin harul bogat de plin m-a iertat. Ce dragoste sfântă, ce har minunat, la cruce ai loc și tu, lângă cruce ai loc și tu. Mulțimi l-au găsit și tu ești primit, lângă cruce ai loc. Aflat un prieten și domn minunat, și tu poți să fii al cerului prinț. Devii la Iisus până nu-i prea târziu. Haideți să cântăm împreună: la cruce ai loc și tu, la cruce ai loc și tu. Mulțimi l-au găsit și tu ești primit, lângă cruce ai loc și tu, la cruce ai loc și tu, lângă cruce ai loc și tu.
Iosif neîncetat și pe brațul puternic mă las. Trăiesc prin deavânt și veselui cânt, atât cât în viață voi fi pe pământ. La cruce ai loc și tu, lângă cruce ai loc și tu. Să fie Domnul. Amin. În momentele următoare scuzați, vom cânta toți împreună și în acest timp vom face și colecta din seara aceasta, darurile de bunăvoie. După cântarea în comun și colecta, invit un grup de fete să laude pe Domnul cu o cântare, după care tinerii cu a doua cântare. Splendoare, fie celui din veșnicii. Orice națiune, întreaga lume, cântă celui din veșnicii. Orice limbă ce pe pământ, să-ți declare gloria, orice ființă în fața ta, să cadă tu în tine veci înălța. Și vei împărăți peste noi cei veșnici. Slavă, onoare, glorie, splendoare, fie celui din veșnici. Orice națiune, întreaga lume, cântă celui din veșnici. Orice limbă ce pe pământ, să-ți declare gloria, orice ființă în fața ta, să cadă tu vei fi pe veci înălțat. Și vei împărăți peste noi cel din veșnicii. Pământul așteaptă venirea ta, glorie celui din veșnicii. Să fie văzută ea slava ta, glorie celui din veșnicii.
Să cadă lumea pe veci înălța și vei împărăți peste noi cel din veșnicii. Slavă, onoare, glorie, splendare, fie celui din veșnicii. Orice națiune, întreaga lume, celui din veșnicii. Orice limbă ce pe pământ să-ți declare gloria, orice ființă în fața ta să cadă Dumnezeu pe veciunea și vei împărăți peste noi cel din veșnicii. Pământul așteaptă venirea ta, glorie celui din veșnicii. Să fie văzută ea slava ta, glorie celui din veșnicii. Pământul așteaptă venirea ta, glorie celui din veșnicii. Să fie văzută slava ta, glorie celui din veșnicii. Orice limbă ce pe pământ să-ți declare gloria, orice ființă în fața ta să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi cel din veșnicii.
Poți să continui să frizonezi încet. În continuare, doresc să facem un lucru. Un lucru pe care poate nu am făcut așa mai precis, să zic așa, și vizual. Vreau să invit toți tinerii care sunt acolo să vină în fața aici. Doresc ca toți tinerii care sunt în această adunare să vină în față. Da, dragi tineri, haideți, poftiți. Toți tinerii, haideți, veniți în față. Veniți în față. Nu zăboviți. Even at the back, don't hesitate, come. Come to the front, toți tinerii. Dacă sunteți tineri, veniți în față. Dacă nu, să fiți sănătoși. Haideți, curaj. Curaj, haideți în față. Haideți, vă rog frumos. De ce zic acesta lucru? Iubiți tinerii bisericii acestea? Doriți ca Dumnezeu să-i binecuvinteze? Doriți ca Dumnezeu să-i folosească? Doriți ca Dumnezeu să-i transformă pentru o generație în care se slăvească numele lui Dumnezeu? Frați și surori, acestea sunt tinerii bisericii și sunt unii care încă mai zăbovesc, dar sper că vin și ei. Dar însă, aș vrea așa cum stăm, să venim înaintea lui Dumnezeu și să vă rugați, să ne rugăm pentru tinerii acestei biserici, frați și surori, pentru că Dumnezeu vrea să facă o schimbare. Dumnezeu vrea să transformă. El este săturat de toate obiceiurile care nu sunt bune, ci vrea o sfințire. Și aș vrea împreună cu tinerii, împreună cu întreaga adunare, ca Duhul Său cel Sfânt să cercetează întreaga adunare, să cercetează tinerii care sunt aici, să facă o sfințire, o pocăință în inimile lor. Haideți așa cum stăm, să venim înaintea lui Dumnezeu, dragi tineri. Haideți să fim sinceri, nu vă uitați la nimeni, nu vă uitați la cel din stânga. Însă Dumnezeu, prin prezența Lui, prin Duhul Său, este aici. Frații, surori, dragi tineri, Dumnezeu ne iubește așa de mult. Lăsați mândria, lăsați orice afară. Haideți așa cum stăm să ne rugăm pentru tineretul casei Domnului. Îi vedeți așa număr frumos și Dumnezeu vrea să-i poarte tot timpul pe brațele sale. Nu vrea să piardă niciunul din acești tineri. Haideți să ne rugăm, fraților, haideți să ne rugăm așa cum stăm.
vrea să cântăm o cântare, o inimă curată, Doamne. Acesta este o rugăciune pe care să înălțăm înainte lui Dumnezeu, o inimă pe care Dumnezeu o dorește, o inimă curată, o inimă în care El să domnească în ea, plin de prezența lui Dumnezeu, plin de puterea lui Dumnezeu. Eu cred că doriți cele mai bune lucruri pentru copiii dumneavoastră și Dumnezeu dorește același lucru și mai mult, și mai mult. Haideți să cântăm împreună aceasta. Hai să ne unim, dragi tineri, cu biserică, să lăudăm pe Domnul cu această cântare. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Florin. El va vesti cuvântul Domnului și vă rugăm să vă rugați și pentru el. Dumnezeu lucrează, frați și surori, lucrează în mijlocul nostru.
ne iubește foarte mult. Haideți să fim receptivi la cuvântul Lui. Să ne deschidem inimile și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.